Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Patriarhală. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Craiova. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfinții Arhanghel Mihail Gavril și Rafael din Paris, Franța. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, Germania. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Nașterea Domnului din Brăila. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Upland, Canada. Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huș. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala Episcopală din Caransebeș. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Beiuș, județul Bihor. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Volna, județul Călăraș. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji în Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, județul Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Catedrala Episcopală din Alexandria. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Catedrala Episcopală din Giurgiu. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Catedrala Episcopală din Tulcea. Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji în Biserica Pogurârea Sfântului Duh din Zalău. Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, va sluji la Catedrala Episcopală din Gyula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului din Roma, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Botezul Domnului din Roque Stas de Mar, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în parohia Ortodoxă Română din Göteborg, Suedia. Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia Ortodoxă Română din Sydney, Australia. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din București. Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Biserica Domnița Bălașa, Paraclis Patriarhal din Capitală. Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji în Biserica Buna Vestire din Sibiu.
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Cebza, județul Timiș. Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Ortodoxă Română din Bordeaux, Franța. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din München, Germania. Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji în Biserica Toți Sfinții din Râmnicu Vâlcea. Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, va sluji la Mănăstirea Sfânta Cruce din Ontario, Canada. Preasfințitul Părinte Iustin Sighetanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Dublin, Irlanda.